Poți trece peste toate barierele exterioare care îți răsar în cale, poți face față cu brio tuturor provocărilor cu condiția ca visul tău să aibă în el suficientă iubire pentru oameni. Așa cum a afirmat cândva celebra aviatoare Amelia Earhart, Decide dacă țelul tău merită sau nu riscurile pe care le implică, iar dacă merită, nu-ți face griji, acționează. Joseph Crossman, un binecunoscător performer al vânzărilor directe, ne spune că obstacolele sunt lucrurile pe care le vede doar cel care își ia ochii de la scopul său. Iar faimosul scriitor motivațional american Wayne Dyer, a cărui poveste de viață impresionantă e un exemplu viu al îndepărtării barierelor, ne arată într-o zicere superbă cum s-au de fapt lucrurile în viața noastră. Oamenii iubitori trăiesc într-o lume plină de iubire, oamenii ostili trăiesc într-o lume ostilă, aceeași lume. Drept pentru care sper că ai înțeles că noi alegem de ce anume avem parte în această viață. Eu personal iubesc și încerc să dau un exemplu prin asta tuturor. Mă străduiesc din tot sufletul să iubesc pe toți în mod egal, să iert ieșirile izvorâte din ignorarea sau necunoașterea legilor care ne guvernează tuturor viața pe acest pământ și mă împing permanent de la spate să adaug acolo unde se poate cunoașterea și informația potrivite. Unde nu zbute să fac asta, am cerertare și în liniște și pace trec mai departe, lăsând totuși o ușă deschisă. Nu se știe niciodată când viața oferă o lecție și omul pricepe ce e de priceput. Am învățat însă, din propria experiență și din cea a înaintașilor mei, mult mai înțeles decât mine, că e mai indicat să te distanțezi de cei care nu știu și uh, nici nu vor să înoate. de îi vei lua câte unul pe rând, s-ar putea să reușești să-i duci la mal, dar dacă vei încerca să salvezi mai mulți deodată, cu siguranță veți sfârși cu toții sub valuri. Nu te opune celui ce nu pricepe și nu te lupta cu cel ce nu înțelege ordinea firească a lucrurilor în viață, fiindcă timpul trece oricum, iar rostul tău este să-ți împlinești menirea. Așează pe primul loc în viața ta pe creator, pe locul al doilea familia și pe cel de al treilea afacerea, cariera, profesia și vei curge odată cu viața. Te vei afla în această stare de flux despre care vorbește Bruno Medicina, în care vei găsi tot ce ai nevoie pentru a te împlini pe deplin. În viață, pentru a avea, ai două posibilități poți înlătura barierele ivite în cale sau dacă asta nu e o soluție viabilă în acel moment, le poți ocoli. Dar să nu uiți niciodată să faci asta cu iubire, că iubirea e cheia care, către tot ce vrei pe această lume. La o țene transmite de peste milenii un adevăr de o forță copleșitor de frumoasă. Să fii iubit profund, Îți dă putere, să iubești profund îți dă curaj. Iar când ai putere și curaj potențate de o iubire purificatoare, îl ai pe Creator chiar lângă tine. Am ceea ce sunt. În încheiere îți voi spune o poveste. Una din acele povești de viață în care sper din tot sufletul să te regăsești și mai ales să regăsești esența a ceea ce am dorit să-ți ofer prin fondarea Self-Coach Systems România pentru tine. M-am îndrăgostit de sufletul meu pereche pe când aveam doar 18 ani și câteva luni. La 21 de ani spuneam da în fața ofițerului stării civile. La 23 de ani a venit pe lume copilul nostru care ne-a împlinit iubirea în cel mai frumos și curat mod cu putință. La 24 de ani am pornit o străi în viață într-o odaie închiriată de numai 3 pe 4 metri cu câteva tacâmuri, un coș de haine, o albie albastră de plastic, un lighean portocaliu de plastic și o butelie mică de voiaj roșie pe care să putem prepara mâncarea pentru o zi. Trăiam dintr-un salariu de strungar la întreprinderea de reparații auto care trebuia să acopere și chiria și mâncarea și transportul și nevoile inerente creșterii unui copil mic. Ziua mergeam la serviciu, iar seara la cursul de secretariat de redacție pentru a-mi putea împlini visul de a lucra la revista Ant Anticipația. Noaptea, când nu eram prea obosit, scriam la lanternă ca să nu deranjez somnul copilului și al soției. Voiam multe de la viață, eram tânăr, aveam vise mari și o hotărâre de nezdruncinat de a răzbi în viață mai bine decât o făcuse rai mei. Pentru un salariu mai mare m-am mutat pe un post de agent de, con de contractări și achiziții la spitalul, El la spitalul Elias, unde am cunoscut oameni extraordinari și am învățat lucruri extrem de necesare pentru mai târziu. La 25 de ani am pășit pe poartă către cel mai arzător vis al meu din copilărie și adolescență. Am ajuns tehnoredactor la revista Anticipația din cadrul uh, respectatei și nobile edituri știință și tehnică. Oameni minunați au apărut în existența mea, personaje celebre pe care le văzusem doar la televizor și în reviste, au început să mă accepte lângă ele, iar eu, cr crud și plin de bucurie, am început să absorb cu aviditate ca într-o beție fericită o altfel de cunoaștere, o altfel de informație. Și nimeni nu știa că eu trăiam cu o soție și un copil de numai doi anișori într-o cămăruță închiriată de doar trei metri pe patru, fiindcă în acea cămăruță era atâta iubire, atâta fericire, atâta bucurie, încât pentru noi era un adevărat palat. Am început să visez din ce în ce mai frumos și să muncesc cu elan pentru a-mi împlini vis, visele. Am început să-i cer vieții și să fiu din ce în ce mai dispus să plătesc prețul la ceea ce doream de la ea. M-am implicat mai mult decât se aștepta de la mine, când alții se odihneau, eu învățam lucruri noi. Când alții se distrau, eu mă forțam să mai adaug un pic de cunoaștere la ceea ce știam să fac. Și noaptea continuam să scriu. Ca de fiecare dată când nu renunți să baz la ușa după care știi că se găsește visul tău, porțile afirmării literare s-au deschis și pentru mine și am început să fiu publicat în reviste al Manahuri, în publicații săptămânale și cotidiene.